Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Ne bucurăm că suntem în mijlocul vostru și vă aducem salutări frumoase și călduroase de la Cluj, din partea fraților din Albini, împreună cu fratele Tică. Ne bucurăm mult să fim aici. Bineînțeles că aici sunt și rudenile lui, dar și ale mele, că și pe mine mă cheamă Șuteu, așa că Domnul să vă binecuvinteze. În Daniel, în capitolul 3, am pus înaintea Domnului și am pe inimă să vorbim despre oameni rezistenți la foc. Oameni rezistenți la foc. Înainte să vorbesc din cuvântul Domnului, aș vrea să vă spun că am avut așa din partea Domnului o descoperire aici în biserică. Era o ramură și pe ramura aceasta erau muguri, dar mugurii erau buni, foarte buni, pentru că începea viața prin seva din ramura asta, începea să pulseze și apăreau acești muguri. Ei, dacă cei care erau în biserică erau atenți să n-atingă mugurii, să nu cumva să îi rupă, de aici Domnul avea în vedere să înflorească și să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Și nu știm, sunt taine, fraților, eu atât am primit, dar mai încolo să lucreze Domnul și să binecuvinteze, în special tineretul. Am văzut că aveți mulți tineri, aici în Daniel, în capitolul 3, vorbește despre trei tineri și Domnul mi-a pus pe inimă, după rugăciune, după insistență înaintea lui, să vorbesc despre oameni rezistenți la foc. Ei, ce s-a întâmplat în Daniel în capitolul 3? Spune Scriptura că împăratul Nebucadnețar face un chip și chipul acesta lui este înalt și probabil, mă gândesc, era chiar împăratul în acest chip șezând pe un tron de aur. Și spune Biblia aici că 60 de coți avea înălțime această icoană, acest idol, această statuie, și în Valea Dura, în ținutul Babilonului, împăratul Nebucadnețar începe să cheme, versetul 2, dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători, locuitori din toată împărăția lui. Și toți vin în Valea Dura, se umple valea aceea de oameni. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, spune Scriptura că s-a auzit glasul unui crainic. Probabil era un om care avea voce puternică, pentru că atunci nu existau boxe și sistem de audio. Și acest crainic, versetul 4, începe să strige: iată ce vi se poruncește din partea marelui împărat Nebucadnețar. În clipa când veți auzi glasul, și enumeră aici o mulțime de instrumente, glasul cimpoiului, a cavalului, a chitarei, a lăutei, în clipa aceea toți ca și unul și unul ca și toți, vă aruncați cu fața la pământ și vă închinați marelui împărat Nebucadnețar. Pe el nu-l puteți vedea pentru că el e mic ca și voi, e un om, dar uite că i-am făcut o icoană, un idol, o statuie, e de aur și în fața voastră. Și va trebui să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați în fața acestui împărat. Oricine nu se va închina în fața acestui împărat, să știți că pe dată, în clipa aceea, va fi aruncat în cuptorul de foc și va muri. Porunca era aspră. Și ce s-a întâmplat? În clipa, versetul 7, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul instrumentelor și când a început fanfara și orchestra să cânte, nu era ca și a voastră, era mult, mult, mult mai mare, erau instrumentiștii din toată împărăția acestui împărat al lui Nebucadnețar. Și toți instrumentiștii ăștia cântau și în momentul acela toate popoarele, de toate limbile, de toate naționalitățile s-au aruncat cu fața la pământ și au glorificat pe marele Nebucadnețar. Obișnuiesc să le spun la copii, când mai întâlnesc așa copii și sunt destul de mici, că ce înseamnă închinarea? Închinarea în fața unui vițel în Vechiul Testament, de exemplu, înseamnă să te rogi Tatăl nostru care ești în vițel. Așa se rugau ei, pe limba noastră, pe limba copiilor.
Tatăl nostru care ești în chipul ăsta de aur, toți se rugau, fiecare nu știau ei Tatăl nostru atunci, vă dați seama, dar fiecare pe limba lui, prin gestul lui, se închina în fața împăratului Nebucadnețar. Ei, în clipa aceea când toți se închinau în fața unui idol, niște haldei de acolo de jos, cum erau ei în poziția închinării, s-au uitat cumva lateral și au văzut că erau trei tineri care nu s-au aruncat cu fața la pământ. Și imediat s-au dus la împăratul și i-au părât. Împăratul nu-i vedea, vă dați seama, o vale plină de oameni, toți oamenii cu fața la pământ, împăratul nu știu în ce parte era, nu i-a văzut, nu i-a observat. Poate că erau chiar în garda de onoare a împăratului, pentru că ei, lor, li s-a încredințat, spune Biblia în 2:49, trebile Babilonului și erau mai mari peste Babilon. Și ăștia, ciudoși ăștia și invidioși ăștia, s-au uitat, i-au văzut și imediat, împărate, i-am descoperit, trei oameni nu vor să se închine în fața ta, să știi lucrul acesta. Ei, împăratul îi cheamă în fața lui, începe să discute cu ei și le spune, poate n-ați auzit bine ce s-a vestit, deși crainicul a vorbit destul de tare, poate că n-ați fost atenți. Hai să repetăm încă o dată acest experiment și aruncați-vă și voi cu fața la pământ. În momentele acelea, oamenii ăștia, trei tineri, s-au uitat la împăratul și au zis în felul următor: noi n-avem nevoie să mai repetăm ceea ce vrei tu să repetăm. N-avem nevoie, nu-i nevoie de asta. Noi nu ne închinăm chipului tău, nu ne închinăm altui Dumnezeu decât Dumnezeului cerurilor. Pe El îl iubim, Lui ne închinăm și Lui dăm toată închinarea și viața noastră. Noi suntem obișnuiți cu închinarea, noi știm ce înseamnă închinarea și știm că închinarea e o problemă de viață și de moarte. Noi nu putem să ne închinăm altuia decât Dumnezeului cerurilor pe care îl iubim. Am crescut într-o țară în care părinții noștri s-au închinat unui Dumnezeu real, unui Dumnezeu adevărat. Am crescut într-o țară în care Dumnezeul nostru a făcut semne și minuni. Noi am crescut într-o țară și părinții și bunicii noștri ne povesteau cum s-a despicat Marea Roșie în fața lor, cum Dumnezeu le-a dat apă din stâncă, cum Dumnezeu a venit și le-a adus carne de la sute de kilometri, cum a venit Dumnezeu și a izgonit din țara promisă pe Sihon, pe Og și o mulțime de popoare. Noi îl știm pe Dumnezeu, Dumnezeul minunilor. În poporul nostru există proroci și oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a ascultat în mod deosebit și la rugăciunea lor au înviat morții. Noi nu avem nevoie să ne închinăm unui om muritor, noi ne închinăm lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ei, fraților și surori, s-a și supărat, spune Biblia, că fața împăratului s-a și schimbat pe față, pe loc. Și ei, de altfel, în versetul 17, știți ce i-au spus împăratului? Pentru că în mintea și în inima lor exista ideea asta. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și ne va scoate din mâinile tale. Dar, atenție, dar... Și aici noi putem învinui de necredință, îi putem învinui eventual, dar nici asta nu-i vină, de neștiință. Au cântat tinerii când am intrat aici, nu poți ști ce fi va mâine, e adevărat? Știm noi viitorul, fraților? Nu-l știm. Așa nici ei nu știau viitorul și au recunoscut în condiția lor umană slăbiciunea aceasta. E o slăbiciune, nu e un păcat, e o slăbiciune, așa ne-a îngăduit Dumnezeu, noi nu cunoaștem viitorul. Și ei au zis așa împăratului, iată, Dumnezeul nostru, căruia noi slujim, atenție, vezi, noi suntem slujitorii lui, poate să ne scape din cuptorul tău aprins și ne va scăpa, dar... Chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne închinăm chipului tău, ne închinăm numai lui Dumnezeu. Fraților și surori, Domnul să ne ajute să-L slujim pe Dumnezeu în ciuda oricăror aparențe, a oricăror probleme. Noi să rămânem aceiași oameni, chiar în fața focului, să rămânem oameni rezistenți la foc. Doamne, ajută-ne!
De altfel, în Biblie, focul are multe conotații, dar una dintre ele este și încercarea, focul încercării. Și era cântare când eram copil, arde focul încercării, vai ce tare și puternic s-a aprins. Ei, în fața încercării, în fața problemelor, în fața ispitelor, atunci când zboară săgețile aprinse ale vrăjmașului, ale diavolului, Dumnezeu te cheamă pe tine, Dumnezeu mă cheamă pe mine să fim oameni rezistenți în fața focului. Doamne, ajută-ne! Ești copil, ești la școală, vine un coleg și îți propune ceva indecent. Tu trebuie să fii un om rezistent în fața focului. Doamne, ajută-ne! Ești la serviciu, vine cineva și îți propune ceva, poate să furi, poate să minți în acte, poate să faci altceva. Dumnezeu se uită din cer la tine să vadă dacă ești ca și cei trei tineri din Daniel din capitolul 3. Om rezistent în fața focului. Ce s-a întâmplat, fraților și surori? De altfel, tot în viața lui Nebucadnețar, nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, au mai existat alți doi evrei, atenție, alți doi evrei, dar nu scrie în Daniel, scrie în Ieremia, în 29, au existat alți doi evrei care au fost arși de împăratul Nebucadnețar. Și se spunea în Ieremia 29:22 în jos acolo, Domnul să-ți facă ca lui Ahab și Colaia pe care împăratul Nebucadnețar i-a fript în foc. Ăștia n-au rezistat în fața focului. Și spune acolo în 29:22 în Ieremia că ei făceau niște lucruri oribile, niște lucruri neîngăduite și atunci când a venit focul încercării, i-a ars, i-a prefăcut în cenușă. Dar care a fost până la urmă secretul sau care au fost secretele celor trei de aici din Daniel 3, celor trei tineri care au rezistat la ardere, au rezistat contra focului, în fața focului? Și haideți să ne uităm puțin și să vedem viața lor în cel puțin trei capitole. În cel puțin trei capitole. Și să știți că aceste trei capitole ale vieții ne vizează și pe noi, pe fiecare. Întâi este pregătirea lor și asta are loc și pregătirea noastră, să zicem, are loc acum. Al doilea, a avut loc confruntarea lor, confruntarea lor. Și asta va avea loc poate mâine, că de mâine te duci, poate la lucru, poate în altă parte. Confruntarea, ispitirea, proba, examenul, examinarea. Și al treilea lucru, oameni rezistenți la foc au fost ei, al treilea lucru, dovada lui Dumnezeu de salvare, fraților. Pregătirea noastră, confruntarea, ispita, testul, examenul, cum vreți, și dovada lui Dumnezeu de salvare. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la fiecare dintre noi, cel puțin primele două sau în primele două să facem față, în al treilea Domnul va dovedi și va dovedi ceea ce trebuie în dreptul nostru. Haideți să ne uităm puțin în Daniel în capitolul 1 și să vedem ce a însemnat pregătirea celor trei oameni. Foarte important să știți, toată pregătirea lor se învârte în jurul unui cuvânt și anume curăția sau sfințirea sau apropierea de Domnul sau puritatea sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Pregătirea noastră, pregătirea lor are de-a face cu o puritate, cu o curățire, cu o sfințire în interior. Ce s-a întâmplat aici în Daniel în capitolul 1 și apoi vom reveni la 3 să continuăm întâmplarea noastră, să vedem acolo punctul culminant. În capitolul 1 din Daniel ni se spune că împăratul Nebucadnețar vine împotriva Ierusalimului în presoară și Domnul îl dă în mâinile lui pe Ioachin, spune versetul 2. Ei, împăratul Nebucadnețar ia robi de război. Îi ia pe acești robi de război și duce în Babilon. Culmea că împăratul Nebucadnețar a intenționat, așa cum și diavolul intenționează, să facă patru mari schimbări în viața lor. Diavolul intenționează și în viața noastră să facă schimbări. Prima schimbare a fost schimbarea țării, a locului. Și a luat de acolo, din Israel, din Ierusalim și i-a dus în Babilon. Schimbarea locului, să știți, e periculoasă pentru mulți dintre tinerii noștri.
Unii care vin aici la biserică și cântă în orchestră și se simt foarte bine în casa lui Dumnezeu, poate că au întrebări în mintea lor și spun, măi, am dat și eu la facultate, la medicină, am vrut să mă duc la Sibiu, la Cluj, la Oradea și n-am intrat. De ce? Pentru că Dumnezeu îi iubește și îți iubește așa de mult sufletul, încât n-a îngăduit ca tu să-ți schimbi locul ca să-ți pierzi identitatea. Primul lucru de aici pe care împăratul Nebucadnețar l-a adus în viața celor trei, chiar patru tineri, că era și Daniel printre ei, a fost schimbarea locului, schimbarea țării, versetul 3. Al doilea lucru, și ăsta e foarte important să știți, al doilea lucru, schimbarea hranei, versetul 5. Spune aici că împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească atenție timp de 3 ani. 3 ani aceeași mâncare, mâncare bună, 3 ani erau și băuturi acolo și împăratul vrea să le schimbe hrana. Dar știți care e problema aici cu hrana? Era mare lucru să ia și ei o friptură și să o mănânce. Ce era așa de greșit? Nu era greșit deloc. Dar, știți care era problema? Înainte ca ei să consume hrana aceea, mâncarea era închinată unor zei, ba multe din bucatele care venea pe masa lor sau din vinul lor, era adus de pe altarul unor dumnezei străini. Și atunci, vă dați seama, înainte să le ducă lor ceva suc, să zic, sau apă, sau băutură, că le-au dus și vin, așa obișnuiau popoarele păgâne, de la egipteni, la babilonieni, la romani, făceau libațiuni și lua amfora aceea în care era ulciorul ăla, în care era băutura și vărsa câteva picături în cinstea zeilor. Mai practică astăzi unii în cinstea mortului și varsă câteva picături, după aceea consumă cei înăuntru conținutul. Și problema era o contaminare spirituală. Că în momentul când tu știi că ți-aduce mâncare, ți-aduce hrană, ți-aduce friptură, cât o fie de bună, de pe altarul unui Dumnezeu străin, îți aduce băutură de pe altarul unui Dumnezeu străin, de la preoții, acelor zeități pe care le aveau babilonienii, clar că nu mai puteai să consumi așa ceva. Și atunci Daniel și cei trei tineri se uită la îngrijitor și spun în felul următor, Domnule, pe 3 ani de zile tu ai 4 porții de mâncare pe zi sau poate 12, dacă dimineața la amiază seara, îți dai seama ce o să ai tu, o să ai foarte mult pe zi, atâtea porții de mâncare și așa de bună. Nouă dă-ne verdețuri, pune acolo un grădinar să ne crească ceva acolo și dă-ne verdețuri și noi suntem mulțumiți. Nu că ei ar fi dorit neapărat verdețurile, dar știau că acelea vin direct din grădină și nu sunt contaminate, vă dați seama? Pentru că împăratul Nebucadnețar asta a vrut să le facă. Le schimb locul, îi duc în altă parte să-i controlez, le schimb mâncarea, le dau altă mâncare, ce vreau eu să mănânce. Și aici deja e și problema noastră, pentru că ne ducem, să zic, la Cluj, la Sibiu, la Oradea, în altă parte. Nu-i problemă că mănânci de la McDonald's sau din altă parte, asta nu e o problemă. Dar în momentul în care mâncarea ta spirituală, adică citirea Bibliei, o înlocuiești cu altceva, acolo e marea problemă. Pentru că poate să vină zeul filozofiei lumii, poate să vină un alt zeu al modernismului, al materialismului, al libertinismului și imediat Biblia, această mâncare sfântă a lui Dumnezeu din grădina lui Dumnezeu să fie înlocuită cu altă hrană și Nebucadnețarul veacului să-mi schimbe hrana ca să pot să ard în foc în momentul încercării, să pot să fiu mistuit de foc și să se aleagă cenușa de mine, că oricum ziua încercării vine. Și asta era a doua schimbare pe care a vrut Nebucadnețar să o facă. A treia schimbare, schimbarea numelui, versetul 7, vedeți, tot mai aproape, tot mai aproape de ceea ce era identitatea lor. Și ăștia trei, împreună cu Daniel, aveau niște nume extraordinare. Daniel înseamnă, judecătorul meu este Dumnezeu. Și a zis, Nebucadnețar, mie nu-mi place astfel de nume. Eu m-am dus în Israel și am terminat pe ăia. Eu nu recunosc Dumnezeul lor.
Eu vreau, eu am Dumnezeii mei, am zeii mei, pe ăsta nu trebuie să-l cheme, judecătorul meu e Dumnezeu. Să aud toată ziua în urechi numele ăsta, judecătorul meu, dar cine e Dumnezeu? Nu-i nimic, îi schimb numele. Și cum îi zici? Belșațar, iubitul lui Bel. Și este chiar în Biblia bogată și între apocrife, povestea cu Bel și Balaurul. Era un zeu la care se închinau babilonienii și șarpele ăla din povestea biblică, apocrifă, era un șarpe al zeului Bel. Și aici Nebucadnețar vrea să-i spună în toată ziua, în fiecare zi, scumpului Bel, scumpului Bel, scumpului Bel. Dar zice, nu-mi place nici de Hanania, că Hanania înseamnă Dumnezeu e bun. Dar Dumnezeul lor nu-i bun, că mi-o dat în mâinile mele pe toți, pe evrei. Știi ceva? Ăsta nu-i mai zic Hanania, îi spun Șadrac. Porunca lui Acu. Acu era zeul luminii, zeul soarelui, un fel de echivalent cu Ra din Egipt. Și atunci mai bine să-i spun la ăsta nu că Dumnezeu e bun, ci că el e la porunca zeului luminii, vedeți? Și apoi ia pe următorul, pe Mișael, care înseamnă cine e ca Dumnezeu. Ăsta zic Meșac, e ca și Acu, e ca și zeul luminii. Și imediat a încercat Nebucadnețar, așa cum încearcă diavolul, să schimbe identitatea. Și diavolul, să știți, cel mai mare dușman al diavolului pe pământul acesta este Biserica lui Hristos. Și tu te duci în lume. Și tu ești chemat și eu sunt chemat să fim creștini cu adevărat într-o lume murdară și coruptă. Dumnezeu a așezat chiar și în lumea asta înconjurătoare, în natură, exemple de cum se poate să reziste un creștin într-o lume murdară. Spre exemplu, apa oceanului e sărată, carnea peștelui e dulce. Mă. Cum se întâmplă treaba asta? O făcut Dumnezeu o minune. Lumea asta e murdară, creștinul e sfânt și asemenea chipului lui Hristos. Cum se face lucrarea aceasta? E taina lui Dumnezeu. Ei erau acolo și Nebucadnețar încerca să le schimbe și numele. Și a patra încercare care a fost decisivă și aceea a fost până la urmă proba de foc. A vrut să le schimbe Dumnezeul. În 3 cu 1, am citit deja. Facem un chip mare de aur, îi punem pe toți la grămadă să se închine, pentru că așa trebuie, așa trebuie. Ei, fraților și surori, pregătirea lor a acestor trei tineri foarte importantă și o extragem de aici, din capitolul 1, repede, ca să vedem cum ne putem noi pregăti pentru ziua încercării. În fața acestor schimbări pe care împăratul Nebucadnețar le-a adus în fața lor, prima pregătire pe care o extrag de aici, fraților și surori, versetul 8, o voință sfințită. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Fraților și surori, acest cuvânt, acest text, Daniel capitolul 3, Daniel capitolul 1, se adresează celor care sunt născuți din nou. Nu se adresează unuia care nu știe ce înseamnă nașterea din nou. Pentru că nu poți pe un om care e legat de un scaun să-l pui să umble, că n-are cum, e legat. Nu poți la un mort să-i spui ridică-te și umblă, numai dacă ești Iisus Hristos și dai viață, că el nu mai are viață. Ei, aceste texte, aceste cuvinte, acest mesaj despre oamenii rezistenți la foc se adresează celor care sunt născuți din nou după chipul celui care ne-a creat și ne-a recreat, ne-a răscumpărat, Iisus Hristos Domnul. Și atunci, prima și cea mai mare calitate este o voință sfințită, o hotărâre. Ascultați-mă bine! Sunt cazuri în viață, după ce te-ai pocăit, după ce ai fost născut de Domnul din nou, sunt cazuri în viață când nu te ajută sentimentele, că numai te încurcă. Trebuie să ierți pe cineva, omule, că dacă te rogi Tatăl nostru, nu poți să împlinești rugăciunea asta.
Și dacă Domnul vine la noapte, nu te duce Domnul, că tu ești certat cu cineva. Și dacă tu zici, când voi simți în inima mea că rana s-a mai ameliorat, s-a pansat, s-a liniștit, atunci o să te iert. Greșit și fals, nu-i biblic. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Eu trebuie să mă hotărăsc să iert. E numai un exemplu. Eu nu pot să zic, dacă mi-apare în față o femeie frumoasă, eu, om căsătorit, mă uit și până la urmă am căzut în păcat. Nu pot să-mi permit lucrul acesta. Asta înseamnă să mă duc prin vedere, să mă duc prin simț. Eu trebuie să mă hotărăsc să nu mă spurc și Dumnezeu îmi dă și voința și înfăptuirea. Îmi sfințește hotărârile mele. Nu putea să zică Daniel, dacă mi-aduce mâncarea de la împărat, o să mă uit pe tavă să văd ce-o fi aia, ce-o fi aia, să văd, poate iau un fruct. Nu, nimic, nici măcar să nu vină în fața ochilor mei, să treacă pe lângă ușa mea, să meargă la îngrijitorul meu, mie să-mi aducă ceva pur, ceva curat, ceva din grădină, nu ceva contaminat. M-am hotărât acest lucru. Hotărârea mea rămâne vizată înaintea sfatului Sfinților Sfinților. Asta vreau și așa vreau să fie. Doamne, sfințește-mi hotărârea. Vedeți, e o pregătire asta și un capitol intens și eu trebuie să mă hotărăsc să-L slujesc pe Dumnezeu orice ar fi, orice ar fi. Oricât m-ar costa, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Cunosc un om dintr-o biserică din Cluj. La un moment dat a fost așa de încercat într-o anumită problemă, încât nu mai știa unde s-o ia, încotro s-o ia, ce să facă, cum s-o rezolve. Și a ajuns până acolo, încât, trecând prin cimitirul acela din trezorilor și mănășturi, s-a oprit și era noapte și n-a mai putut. Și a zis, aici, în fața morților și în fața pietrelor, declar că orice s-ar întâmpla, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Și dacă mi se întâmplă să mor, și dacă se întâmplă ceva în viața mea, și dacă nu mi se împlinește dorința, eu tot vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Așa m-am hotărât, orice ar fi. Și-l vedem aici, capitolul pregătirii, pe Daniel și pe prietenii lui. Voință sfințită, Doamne, dăruiește-ne-o. A doua pregătire, și asta ține tot de puritate, de curăția sufletească, rugăciunea, fraților, rugăciunea. A vorbit mult fratele Tica aici, iubește rugăciunea, voi iubiți rugăciunea. Iubim rugăciunea, fraților, pentru că asta e respirația sufletului. În capitolul 2 s-a întâmplat o tragedie, dar era să se întâmple o tragedie mare. Deja câțiva înțelepți au fost uciși și asta e tragedie. La un moment dat aude Daniel lucrul acesta și fuge la împăratul. Împărate, oprește-te, dar de ce? Băi, împărate, știu, am auzit, ai avut un vis, nu-l mai știi, l-ai uitat. Am în cer un Dumnezeu, dă-mi o vreme să-L rog, să-L implor, să-mi descopere visul tău. Oprește-te! Și împăratul s-a oprit. Și spune aici în capitolul 2 cu versetul 16 că după ce l-a rugat să-i dea o vreme ca să dea împăratului tâlcuirea, versetul 17, Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Rugăciunea, fraților! Și uite, prin rugăciune, Dumnezeu descoperă extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Fraților, gândiți-vă. Împăratul cerea ceva. Ce am visat? Spuneți-mi voi, înțelepților, ce am visat. Păi nu știm, împărate, zei din cer, așa, așa. Zice, nu, îmi ziceți ce am visat și gata, dacă nu muriți.
Ei, vine Dumnezeu la Daniel, extraordinar, atât îmi place de mult, că Dumnezeu nu-i zgârcit, chiar și la ăștia nepocăiți, ca să le demonstreze că există și că e atotputernic, mare Domnul, slăvit să fie El. Merge Daniel în fața acestui împărat. Dar înainte, sublinea fratele Tică în urmă cu ceva timp, ieri, alaltă ieri, ce important e rugăciunea de mulțumire. După ce Daniel a primit revelația de la Dumnezeu din cer, a zis îți mulțumesc. A făcut o rugăciune de mulțumire și apoi a plecat la împăratul. Și acum să vedeți ce minune face Domnul. Împăratul a cerut atât. Vreau să știu visul. Spuneți-mi visul. Și merge Daniel înaintea împăratului și spune așa, versetul 29, atenție, așa e de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Împărate, tu ai cerut un vis, Dumnezeu îți descoperă și gândurile care erau când erai în patul tău. Nu numai visul, că aș putea să zic ce ai visat, măi, dar uite, te amintește-ți că erai în pat. Și a venit Dumnezeu și acolo în patul tău ți-a înregistrat gândurile tale și sunt arhivele lui Dumnezeu. Și toate gândurile astea, uite, te gândeai ce o să fie după tine. Și gândindu-te și frământându-te, ai adormit. Și vine Dumnezeu și îți arată acel vis interesant cu chipul cel mare, versetul 31. Și spune, capul chipului era de aur. Împăratul, împărate, imperiul tău, Babilonia. Pieptul și brațele de argint, imperiul Medo-Persan, bagă de seamă că ăștia vin după tine. Pântecele și coapsele de aramă, imperiul Greciei, Alexandru Macedon, cu Macedonia lui și cu Grecia împreună. Fluierile picioarelor de fier, picioarele de parte de fier, parte de lut, imperiul Roman. Fii atent că e toată istoria împărăției tale aici, într-un vis. Dar nu i-a zis Domnul de imperiile astea că-l tulbura rău. I-a zis numai că uite așa, așa, așa și i-a și explicat Daniel. Dar fraților și surori, revin, rugăciunea face mari minuni înaintea lui Dumnezeu. De aceea în pregătirea noastră să nu uităm zilnic, zilnic să ne rugăm și Domnul să ne ajute. Tot pregătire și extraordinară și asta și tot din capitolul 2. Zmerenia, fraților, starea de om zmerit. După ce Daniel descoperă prin Duhul lui Dumnezeu, într-o vedenie, măi, gândiți-vă că revin iarăși, ce minunată descoperire, măi. Ei s-au rugat, Daniel stă pe genunchi acasă, ceilalți trei se roagă acasă la ei, sau poate s-au rugat împreună. Și cu ochii închiși îl vede pe împăratul întins în pat, vine Domnul și aduce prin Duhul Sfânt, uite la ce se gândește împăratul, că ce va fi după el? Vine imediat Duhul Sfânt și începe să-i deseneze visul la Daniel și să-l vadă, și să-l vadă, și să-l vadă, și să-l deslușească. Și apoi vine același Duh Sfânt și zice, asta înseamnă, asta înseamnă, asta înseamnă, extraordinar. Și după ce primește așa mari descoperiri, omul ăsta merge în fața împăratului. Și versetul 26 zice, împăratul a luat cuvântul și a zis, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Și atenție ce înseamnă, după așa mari revelații și descoperiri, zmerenia. Fraților, un Daniel din secolul 21, Daniel în ghilimele, știți ce ar fi spus? Împărate, stai un pic, cheamă televiziunea să mă filmeze și pune-mă pe YouTube, să mă vadă toată lumea, că să fiu eu prorocul numărul unu, că prin mine o ieși descoperirea. Na, nu, zmerenie. Uitați-vă, ești tu în stare? Se uită Daniel, ce cere împăratul este o taină. Vedeți și aici dramatismul deja e așa întins, corda e întinsă, e o taină. Înțelepții, cititori, în stele, vrăjitori, ghicitori, nu sunt în stare. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele. Și începe să-i vorbească. Și la un moment dat, Daniel își dă seama că nu i-a zis suficient. Nu i-a zis suficient. Și ca să se zmerească și mai tare, după ce în versetul 29 spune, în patul tău împărat, ai visat, ai gândit așa, 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 versetul 30. Iar dacă mi s-a descoperit taina aceasta,
nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei. A vrut Dumnezeu să fie lucrul ăsta. Dar nu-i din cauza mea. Eu sunt un nimeni. Vedeți, fraților și surori, știți ce se întâmplă? Și îmi place mult să vorbesc pe limba copiilor. Vorbește mult Biblia să stăm ascunși în stâncă. Gândește-te, este o stâncă undeva la marginea unui câmp și vine la un moment dat o armată și trebuie să atace. Ei, tu știi că în stâncă asta este o peșteră și peștera asta e micuță și poți numai tu să te ghemuiești să intri acolo. Și intri. Și vine armata și ăștia mitralează și trag pe acolo. Dacă tu numai o mână o scoți afară, hei, și eu-s pe aici, imediat îți retează mâna. Ce înseamnă să fii ascuns în Hristos? Înseamnă să fii smerit, tu să fii zero, Hristos să fie totul. Stânca e totul, eu sunt nimic, Doamne ajută-mă la aceasta. Daniel zice, eu nimic, Dumnezeu totul, și începe să explice. Foarte frumos, fraților. Și apoi, tot la capitolul pregătirii, amintim și curajul, curajul. Și revenim la Daniel, capitolul 3. Ce s-a întâmplat aici? Și să știți că e foarte important să înțelegem puțin această imagine din Valea Dura. Cel puțin, și să știți că în generația noastră, copiii noștri sunt expuși unei presiuni foarte mari, demonice, diabolice. Duhurile rele din infern, diavolul, le-a declarat război copiilor pentru că ei sunt din familie. Ei fac parte din familia instituită de Dumnezeu. Și presiune pe ei. Și mergem în Valea Dura. Pentru că aici putem să vedem curajul acestor oameni, dar deja aici în Valea Dura are loc confruntare, are loc examinare, al doilea capitol din viața lor, dar acolo au dovedit că aveau curaj. Și avem aici presiune în jurul lor. În primul rând, presiunea autorității. Împăratul Nebucadnețar a făcut. Cine? Împăratul Nebucadnețar. Cine ăsta? Omul numărul unu din univers. Că el așa zicea, stăpânul universului. Așa se numea Nebucadnețar pe sine. Eu sunt stăpânul universului. De aceea își punea și cornele alea, pe care poate le-ați mai văzut în unele picturi. Împărații de atunci își puneau corne, semnul puterii, semnul taurului, că ei au putere, au autoritate și spuneau, eu sunt stăpânul universului, eu sunt creatorul universului, eu sunt soarele universului, cam așa spuneau împărații din vechime. Și în fața unui astfel de împărat, stau trei tineri și supuși presiunii autorității. Să știți că sunt copii și am întâlnit copii de ai noștri, copii din biserică. Se duc, se angajează, vine șeful și face un abuz de autoritate. Nu ține de el, n-ar trebui să-l facă, dar îl face. Și îl constrânge pe celălalt să facă ceva ilegal sau ceva contra conștiinței lui, propriei lui conștiințe. Ei, ce face? Cade, că dacă o să cadă la examenul ăsta, o să fie dat afară din serviciu, dacă nu o să cadă. Dar dacă o să cadă, atunci o să fie dat afară din împărăția lui Dumnezeu. E copilul nostru, e un om mântuit de Dumnezeu, e din biserica lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? O să cadă sau nu o să cadă? Presiunea autorității. A doua presiune, presiunea timpului, a clipei. Așa de mult se enumeră aici, în clipa când veți auzi, în clipa când, în clipa aceea, tot s-au închinat. Presiunea clipei. Diavolul, să știți, lucrează foarte mult cu secunda, cu clipa de acum. Domnul ne zice, stai, roagă-te, gândește, trage concluzii, nu te grăbi. Diavolul zice, hai, graba, hai. Am auzit că în America un magazin mare, un mega magazin și a sărbătorit, cred că 50 de ani sau 100 de ani de la înființare și directorul magazinului, patronul, au hotărât ca primul om care va intra în magazin dimineața, la prima oră, omul acela să-și aleagă din tot magazinul ce vrea el, orice, un articol, orice, dar să fie numai unul singur, să-l aleagă timp de o oră. Are o oră la dispoziție și-și alege ce vrea el.
Și o dat seama ce fericit a fost omul și o suna nevasta, tu zice, ne îmbogățim, uite ce mi s-a spus, ia un singur lucru. Și a fugit la costume, bă, zice, n-am costum de mult și s-a uitat la costumele cele mai scumpe și a probat. Bă, zice, nu mă, nu gândesc bine, mă, nu gândesc bine, mă, trebuie să mă duc undeva la ceva mai scump. Și a fugit imediat la raionul de electrocasnice să-și aleagă de acolo ceva. Băi, nu-i bine nici aici, după ce au văzut prețul ăsta, măi, nu-i bine, mă, și-au fugit în altă parte, și-au fugit în alta. Până la urmă și-au adus aminte că bijuteriile alea ar fi cele mai scumpe, și-au fugit la bijuterii. Și acolo, pe drum spre bijuterii, când fugea, aude în difuzor sus, mai aveți 10 secunde. Păi nu mai ajuns el până la bijuterii. O lua ce o reușit, o șosetă, oameni buni, o șosetă. Imperiul clipei, vă dați seama? Asta o face diavolul. Și vine diavolul și zice, ia. Și ăsta e diavolul. Dar acum ia. Pentru că așa s-a întâmplat cu Iosif și a rezistat. Acum vii și te culci cu mine, dar acum. Nu te duci nicăieri, aici. Și Iosif a zis, nu, mai bine îmi las hainele, mai bine îmi las viața dacă e cazul, mă duc în închisoare, dar nu las pe Dumnezeu. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, zice nevasta lui Iov. Acum fă-o, ca să scap. Zice, nu. Decât să-l blastăm și să ajung în focul veșnic, mai bine sufăr acum și ajung în cerul veșnic. Nu mă interesează lucrurile acestea. Vedeți? Presiunea clipei, presiunea timpului. O altă presiune, și asta e mare și în vremea noastră, presiunea tehnologiei. Și vedeți, mergem la școală, la grădiniță, în toate părțile, împânzit de telefoane. Vine colegul, zice, hai să-ți arăt ceva, uite, tac, 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 și arată la colegul, la pocăitul. Nu mai trebuie să te duci până acasă sau până la cinema, că l-ai aici, tot cinematograful. Presiunea tehnologiei. În clipa când veți auzi, ce? Cavalul, chitara, vă dați seama, erau acolo cele mai noi instrumente din împărăția lui Nebucadnețar. Și aici sunt cele mai noi și cele mai profi aparaturi. În buzunarele noastre. Și dacă nu știi cum să-l folosești, te folosește el pe tine sau diavolul pe tine. Și vedeți aici presiunea tehnologiei. Și apoi ce să mai zicem, presiunea mulțimii. În clipa aia toți, mulțimea, spiritul de turmă, toți. Are Oscar Wilde, un scriitor din secolele trecute, are... Nu știu dacă a fost reală, dar și-a închipuit probabil omul ăsta. Are o întâmplare, așa, o novelă, o povestire scurtă. Zice că în clipa când oamenii care strigau în dreptul lui Iisus, răstignește-l, răstignește-l, în clipa aceea era printre ei și orbul Bartimeu. Și când ăsta striga, răstignește-l, pe Hristos îl durea inima. Vai, i-am dat viață, vai, i-am dat ochii. I-am dat. Deci vă dați seama, până la urmă, ce mult îl doare pe Hristos atunci când noi ne luăm după mulțime și presiunea asta. Și apoi ce să vorbim de presiunea fricii? E focul înaintea voastră. Și era momentul încercării. Pentru că revenim la capitolul 3, versetul 17 în jos. Și stă împăratul, gândiți-vă, aici împăratul și pe tron. Și în fața lui sunt ăștia trei. Nu știu dacă tremurau, probabil. Dar dincolo era focul aprins. Oameni rezistenți în fața focului. Acum se dă proba. Hai să vedem ce se întâmplă. Rezistați, nu rezistați, ce se întâmplă? Și împăratul le zice, vreți să mai repetăm? Nu mai vrem. Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Versetul 16. Iată! Vă dați seama, nu știu cum vorbeau oamenii ăștia, nici măcar nu se bâlbâiau sau să se grăbească. Iată, cuvântul iată e folosit mult în psalm, hineni, iată. Și când zici iată, vrei să zici ceva important. Și păratul se uita, ce vrei să ziceți? Iată, Dumnezeul nostru. Vedeți, pe lângă curaj, în pregătirea lor ei aveau relație cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul și Doamne dăruiește-ne. Iată, Dumnezeul nostru, atenție, căruia îi slujim. Slăvit să fie El. Pe lângă că îi slujim, îți spunem împărate ce poate să facă.
Împăratul acesta poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Punct! S-a terminat. Încercare, fraților. Și era acolo cuptorul aprins. Și împăratul se mânie, spune versetul 19, și s-a umplut de mânie și și-a întors acum privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego și a poruncit să se încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Și merg ăștia și umplu cuptorul ăla de lemne și cuptorul pâlpâie, uite așa jarul în el. Și ăștia stau, eu și chinuit psihic. Să vezi numai focul și să zici, băi, acum mă ia și mă aruncă și pe mine acolo. Eu ținut până s-o termina cu lemnele alea, de 7 ori. Și după ce de 7 ori fierb lemnele alea acolo în văpaie, în para aia de foc. Spune Scriptura, a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să-i lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptor. Și imediat vin ăștia, vă dați seama, voinici, de erau și răi. Le-au smuls hainele de pe ei, spune versetul 21. Le-au răsucit hainele și au zis, nici nu ne complicăm să luăm funie din altă parte. Ia cu hainele astea răsucite, hai! Și eu i-am înfășurat. Și acum mergem cu ei și aruncăm în cuptor. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit. Flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Atenție, cei care aruncă pe alții în foc vor arde și ei, să știți. Ăștia care tot, cu tare. Nu-i bine. Și acum, dar, spune versetul 3, acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, s-a întâmplat ceva ilogic. Au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Ăilalți cad din coace de ușa cuptorului morți. Ăștia, alți 3, cad înăuntru legați. Care a fost secretul, fraților și surori? Pentru că la un moment dat se dezleagă secretul. Înainte ca ei să intre, să fie aruncați în cuptorul aprins, era acolo cineva care îi aștepta. Înainte, dacă Domnul venea numai la o secundă după ei, îi ucidea flacăra și para și pe ăștia. Domnul era deja în cuptor, Domnul îi aștepta în mijlocul încercării și dacă te-o identifica doctorul cu cancer sau cu alte boli incurabile, nu uita că Domnul era acolo. Era lângă doctor, era lângă aparat, era lângă tine, era în inima ta. Și Domnul, dacă a pronunțat viață și dacă Domnul a pronunțat să fie cuptorul rece pe dinăuntru, măcar că Nebucadnețar de 7 ori l-a încălzit mai tare, rămâne ce a hotărât Dumnezeu. Oamenii rezistenți la foc sunt oamenii care îl ascultă pe Dumnezeu. Au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Și atenție, atâta de mult îmi place, fraților, versetul ăsta 24, ăsta e ok la tot textul ăsta, la tot textul. Înainte, toată imaginea dinainte, un împărat pe tron, un idol pe tron, oameni cu fața la pământ, acolo, toți se închină. Aici împăratul ăla tot puternic, cum se lăuda el că este, de pe tron, se ridică în picioare, dar Dumnezeu rămâne pe tronul universului. El e în picioare, un muritor. El stă la picioarele celui care stă pe tronul lui în ceruri. Și ăsta nu mai stă pe tronul lui. Îi se schimbă fața. Începe să îi se bată genunchii deolaltă ca și la celălalt, la Belșațar. Și să întrebe, nu mai știu ce se întâmplă, să bâlbâie. N-am aruncat noi 3? Ba da, împărate. Supușii nici nu știu ce să vorbească, numai da sau nu, că deja era acolo. Era o problemă. Negreșit, împărate. Dar, oameni buni, vedeți și voi ce văd eu? Ce vezi? Ei bine, eu văd 4 oameni umblând și slobozi în mijlocul focului. Și cine vă tămați?
Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Nu știu ce se întâmplă aici. Dar o minune, nu înțeleg. Spuneți-mi voi ce-i. Vai, împărate, numai atât. Și Nebucadnețar se apropie de gura cuptorului și începe să vorbească. Șadrac, Meșac, Abednego, slujitorii Dumnezeului Celui Preanalt. Voi nu mai sunteți slujitorii idolilor mei? Nu. Voi sunteți slujitorii lui Dumnezeu. Mi-ați zis voi de Dumnezeu, acum vă cred. Cuptorul mi-a dovedit că într-adevăr sunteți copiii lui Dumnezeu. Ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregători, atenție fraților, știți ce e frumos aici? Înainte toți ăștia, dregători, îngrijitori, cârmuitori, locuitori, cu fața la pământ, în fața unui chip de aur. S-a terminat! I-au întors spatele la idolul acela, la statuia aia, nu mai conta! Că într-o zi s-a adâncit și statuia aia în pământ și s-a ales nimicul de ea. I-au întors spatele și acum s-au întors cu fața spre Dumnezeu. Și spune aici, versetul 27, dregători, îngrijitori, cârmuitori, sfetnici s-au strâns și au văzut ceva, că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului nu se pârliseră, hainele le-au rămas neschimbate și nici măcar miros de foc nu s-a prins de ei. Mare-i Domnul, fraților! Mare-i minunea lui Dumnezeu! Ăștia au fost oameni rezistenți la foc. De ce? Am spus, oamenii aceștia au avut o voință sfințită, s-au rugat, au fost meriți, au fost hotărâți și au avut o relație cu Domnul personală, Dumnezeul nostru. Și minunea, știți care a fost? În loc ca Nebucadnețar să scrie, că vă dați seama, la finalul fiecărei sărbători și a fiecărui eveniment important din Babilon, trebuia să vină cronicarul și să consemneze. Și știți ce s-ar fi scris la finalul acestei sărbători? În cinstea marii statui a marelui Nebucadnețar s-au adus atâtea ofrande, atâtea jertfe, s-au făcut atâtea închinări. Nu! Aici scrie altceva. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, și cronicarii scriau și au rămas și în Biblie, binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său, a izbăvit pe slujitorii săi, că s-au încrezut în ei, au călcat porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Aleluia! Și apoi în versetul 29, orice om, vedeți aici se schimbă foaia, înainte au zis orice om, din orice popor, din orice neam, din orice limbă, să se închine în fața chipului. Atenție aici, o schimba Dumnezeu, că asta e minunea lui Dumnezeu. Și trei oameni care au rezistat la foc. Dau poruncă ca orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți, casa lui morman de murdării, pentru că nu este nici un alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. Fraților, avem un Dumnezeu mare. Slăvit să fie El. Și Domnul ne cheamă și cere de la noi să fim oameni rezistenți în fața focului, în fața focului încercării. Și Domnul să ne ajute și în 2021 să fim oameni rezistenți la foc. Amin. Amin.